Alergătorul Claudiu Melec, sportiv legitimat la Liceul Sportiv Avram Iancu din Zalău, debutează la sfârșitul acestei săptămâni într-o competiție internațională. Antrenat de profesorul Teodor Bidian, atletul din Zalău va alerga sâmbătă în cursa de 5.000 de metri din cadrul campionatului balcanic rezervat categoriei de vârstă juniori 1. Ediția din acest an a campionatului balcanic de atletism rezervat categoriei de vârstă juniori 1, tinerii sub 20 de ani, este găzduită anul acesta de localitatea Bolu din Turcia. Printre sutele de sportivi care vor intra în lupta pentru titlul balcanic la diferitele probe din concurs, se regăsește și sălăjanul Claudiu Melec de la Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău, atlet antrenat de profesorul antrenor emerit Teodor Bidian. Tânărul atlet zălăuan și-a asigurat prezența la campionatul balcanic de pistă rezervat categoriei de vârstă sub 20 de ani, în urmă cu mai bine de o lună de zile, în cadrul campionatului național școlar de la București, când a reușit să își treacă în palmares titlul național în cursa de 5.000 de metri. Potrivit site-ului oficial al Federației Balcanice de Atletism, întrecerile competiției vor debuta sâmbătă 2 iulie la ora 10 și se vor încheia duminică seara cursa de 5.000 de metri masculin, probă la startul căreia va fi prezent și Claudiu Melec. Este programată sâmbătă după amiază la ora 18:35.